Ioane Gril a preluat frâiele Inspectoratului Școlar Județean Brașov. Profesorul Ioane Gril a preluat practic atribuțiile de inspector școlar general de la profesorul Mirela Blemovici. În 3 săptămâni am primit atribuțiile de inspector școlar general. Este o provocare. Am o echipă foarte bună aici la inspectorat cu care se lucrează extraordinar de bine. S-a văzut asta pe parcursul examenelor naționale, pe parcursul bacalaureatului, a admiterii în licee și eu cred că și în continuare lucrurile vor merge bine. Fostul director al școlii gimnaziale Ovidiu Sușeanu are în plan să facă câteva sugestii la programele școlare. În perioada următoare așteptăm, în primul rând, să terminăm cu bine toate examenele, pentru că au fost acum examenele de titularizare și urmează concursurile cu directorii pe posturile rămase vacante, iar după aceea încercăm să pregătim bacul de toamnă. Amintim că Ioane Gril a obținut postul de inspector școlar general adjunct în urma concursului, iar postul de inspector școlar general a fost preluat pe o perioadă de 60 de zile, care au început să curgă din 16 iunie.